De la 1 ianuarie 2014, primarii vor avea aceleași drepturi salariale pe care le au funcționarii din primării. Ministerul Muncii lucrează deja la o legislație prin care într-o instituție cel mai mare salariu să-l aibă șeful instituției. Primarii spun că responsabilitatea acestora nu este corelată cu nivelul de salarizare. Totodată, primarii cer guvernului Ponta modificarea legii ANI care îi împiedică să facă parte din conducerile regiilor de interes local. Vicepremierul Liviu Dragnea spune că va fi o creștere generată de reclasificarea localităților în funcție de numărul de locuitori, ce va fi inclusă în noul proiect legislativ la care guvernul s-a angajat să îl adopte. Această modificare a anunțat-o și ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu. Aceasta spune că există discrepanțe majore în salarizarea primarilor și nu este normal ca unii primari de comune să aibă salarii mai mari decât primarii de municipii. Majorarea se va aplica tuturor angajaților primăriei.